Ce ești gata să faci pentru credință? Ce ești gata să faci pentru credință? Episodul acesta cu Ștefan și cei din sinagogile acelea din Ierusalim ne vor ajuta în această seară să ne cercetăm fiecare dintre noi, să ne punem această întrebare în modul cel mai serios posibil, pentru că fiecare are posibilitatea să se analizeze în lumina acestui cuvânt ce anume ar fi gata fiecare dintre noi să facă pentru credință. Ce ești gata să faci pentru credință? Pentru a răspunde la această întrebare, trebuie în primul rând să definim credința, convingerea pe care o avem. Pentru că, la urma urmei, fiecare om are o credință. Și fiecare poate crede într-un mod diferit, este convins într-un mod diferit și noi suntem diferiți. Vedem aici această confruntare între niște credințe. Fiecare își apăra credința lui și fiecare lupta pentru credința lui. Însă uitându-ne la tabloul acesta, ne putem pune întrebarea, noi ce suntem gata să facem pentru credință? 1. Pentru credință, ești gata să mori sau să omori? Ești gata să mori pentru credință sau gata să omori pe alții pentru credință? Uitați-vă, tabloul acesta este destul de clar, ilustrativ. A rămas probabil întipărit și în inima acestui tânăr numit Saul, care mai târziu avea să devină Pavel. Probabil a fost un episod care l-a marcat. Cei care l-au omorât pe Ștefan au făcut-o pentru credință. Nu pentru bani, nu pentru motive rasiale, nu pentru altceva, pentru credință. Domnul Iisus spunea că va veni vremea, în Ioan capitolul 16, versetul 2, va veni vremea când oamenii vă vor ucide și vor crede că prin asta aduc o slujbă înaintea lui Dumnezeu, fac o slujbă lui Dumnezeu, îi slujesc lui Dumnezeu, vă vor ucide. Ce fel de credință ai tu? O credință pentru care ești gata să mori sau ești gata să omori? E clar, Ștefan a fost omul dispus să plătească prețul cel mai mare, cea mai mare jertfă, să-și dea viața pentru credință. Dar el nici măcar cu un deget n-a atins pe dușmanii lui. Nici măcar o vorbă. Ba ne-a luat Scriptura până și privirea lui. Nici măcar cu privirea. Fața lui strălucea ca fața unui înger. Ceilalți însă scrâșneau din dinți, răcneau. S-au năpustit într-un gând, cu pietrele în mâini, nu mai suportau. Ce ești gata să faci tu pentru credință? Credința ta, ce ești gata să faci pentru ea? Să mori sau să omori? Pentru că foarte ușor, lupta aceasta religioasă este una dintre cele mai cumplite și de multe ori, multe din războaiele din istorie, au avut la bază motivații religioase. În numele credinței oamenii se omoară unul pe altul, se lovesc, se jignesc, se calcă în picioare. Și eu pot să vă spun în această seară că creștinismul, învățătura lui Hristos, este o religie a păcii. Ne învață să iubim, ne învață să fim dispuși să plătim oricare preț, dar niciodată noi să luăm piatra în mână, să ucidem pe altul. Hristos niciodată n-a învățat pe nimeni să pună mâna pe piatră și să arunce în alții. Hristos niciodată nu ne-a învățat să batjocorim. Dacă alții ne batjocoresc, noi să nu batjocorim. Dacă alții ne urăsc, noi să nu-i urăm. Dacă alții ne lovesc, noi să nu-i lovim. Asta ne învață Hristos. Însă oamenii aceștia aveau o credință atât de oarbă încât au fost gata să omoare. 2. Ce ești gata să faci pentru credință? Ești gata să aperi adevărul sau să-l combați?
Faptul că a suferit, faptul că Ștefan a suferit martirajul, faptul că n-a ripostat, nu înseamnă că el era unul care nu știa ce-i cu el, nu și-a apărat credința. Nu, el și-a apărat ferm, foarte ferm credința. Ceilalți nu puteau să-i dea un răspuns, o replică pe măsură, pentru că argumentele lui erau clare. Și vedem aici una dintre cele mai frumoase predici ținută de acest om, acest cuvânt de apărare sau apologie a credinței, apărarea credinței. Da, omul acesta a vorbit, pentru că credința trebuie mărturisită, trebuie expusă, trebuie apărată cu vorbe, cu blândețe, cu pace, cu bunătate, cu dragoste, dar trebuie spus ceea ce crezi. Asta a făcut Ștefan. Însă oamenii aceștia, când nu mai ai argumente, arunci cu pietre. Pentru că până atunci era un teren în care fiecare își aducea argumente. Și atunci Ștefan spune, ok, luăm Biblia asta și observați că el face o trecere în revistă a Vechiului Testament. Spunând, uitați-vă că acest Iisus n-a apărut de undeva din India sau din China sau de nu știu unde. Acest Iisus e evreu. Cartea aceasta, Biblia iudaică, cea pe care o aveau ei, toată aceasta mărturisește despre Iisus și totul este prevăzut acolo. Uitați-vă ce zice Moise, uitați-vă ce zice David, uitați-vă ce zic prorocii, toți au mărturisit despre Iisus. Acest Iisus n-a apărut de nicăieri, a apărut de aici. Și el a venit cu argumente. Dar când oamenii nu mai au argumente, argumente serioase, logice, e mai ușor să pui mâna pe piatră. E mai ușor să lovești, e mai ușor să batjocorești, e mai ușor să folosești alte tehnici decât cea a unei discuții normale. Pentru credință ești gata să aperi adevărul sau să-l combați. Oamenii aceștia au auzit mesajul acesta, au văzut că ei nu au dreptate, au văzut că argumentele lui Ștefan erau logice, erau biblice, totul era perfect, se încadra perfect, din toate punctele de vedere. Dar fiindcă erau atât de orgolioși, pentru că erau atât de mândri și nu puteau suporta, nu puteau crede asta, gândiți-vă ce se întâmpla atunci. O mare mulțime de preoți se întorcea la Dumnezeu. Era o tensiune imensă atunci în Ierusalim, în perioada aceea. Pentru că mulți dintre preoți, mulți din oamenii de acolo cu vază, au început să înțeleagă. Au început să vadă diferența între religia oficială, religia falsă, religia superficială, religia violentă. Și-au dat seama că există diferențe. Și atunci au devenit creștini. Și oamenii aceștia din sinagogă, fruntașii sinagogii, bătrâni, au folosit toate tehnicile lor, inclusiv minciunile. Totdeauna minciuna pornește de la un adevăr, de la o frântură, o fărâmă de adevăr. Au spus ei că ei spun că acest Iisus va dărâma templul și va strica legea. Ei plecau de la niște frânturi de adevăr, că Domnul a spus și adevărul acesta era și peste nu trebuiau să treacă mulți ani. Maxim 30 și ceva de ani și templul într-adevăr urma să fie dărâmat și să nu rămână în el piatră pe piatră și cuvintele Domnului Iisus aveau să se împlinească. Al treilea rând, ce ești gata să faci pentru credință? Ești gata să iubești sau să urăști? Ești gata să-ți manifesti bunătatea sau răutatea? E simplu. Ștefan, pe de o parte, cu o față ca de înger, chiar când murea, ultimele lui cuvinte, nici chiar atunci când murea, când abia mai respira, ultimele lui cuvinte au fost, a îngenunchiat și a strigat cu glas tare, Doamne, nu le ține în seamă păcatul acesta. O religie a iertării, a păcii, a bunătății, a dragostei. Numai un om care are dragoste poate face asta. Acum venim la noi și întreabă-te, tu ce fel de credință ai? Să te omoare biserica cu pietre? Dar
numai să se facă unul, să zică numai că pune mâna pe o piatră și deja te-a făcut praf. Sunt unii care nici tu nu știi că ai ceva cu ei, dar li se pare lor ceva și deja gata. Ce fel de credință ai? Uite, Ștefan a fost gata chiar când era ucis, a fost gata să iubească, să ierte și să nu aibă niciun pic de răutate, niciun pic de ură, nici nimic din tot ce este rău. Însă de partea cealaltă, nu le-a făcut nimic Ștefan. Nu i-a insultat în niciun fel, le-a vorbit frumos, le predica adevărul, le predica Biblia. Dar ei n-au putut suporta asta. Și totul când te uiți, toată scena asta este pe fondul credinței. Fiecare își avea credința lui. Tu ce fel de credință ai? Sau ce ești gata să faci pentru credința ta? Ești gata să mori sau să omori pe cel care nu crede ca tine? Ești gata să aperi adevărul cu argumente, cu Biblia în mână, sau să-l combați cu pietre, că e mai ușor așa? Ești gata pentru credință să iubești, să ierți, să ai bunătate sau să urăști, să calci în picioare, să lovești, să insulți, să jignești? Ce ești gata să faci pentru credință? E atât de ușor să cazi în extremele acestea ale violenței și mă uit spre religie aceasta, ce argumente aveau acești oameni, această religie, dacă vreți, argumentele credinței false, pentru că întotdeauna va exista o credință falsă. Vor exista oameni care vor avea o credință care nu-i după voia lui Dumnezeu, care nu este ancorată în Scripturi, ci doar pornită din convingeri personale. Câteva argumente doar ale acestor oameni, ale acestei credințe false, argumente pe care le întâlnim și noi în zilele noastre. Mi-amintesc cu ani în urmă, când am început lucrarea de misiune în Viișoara, am mers să cerem autorizația de la primărie, la început ne-au dat-o, după care, până să ajungem noi acolo, în zilele acelea, au spus, primăria ne-a chemat și a spus, vă rog, vă dăm bani înapoi, nu vă mai putem închiria casa de cultură, pentru că aici vor fi probleme mari. Vor veni oameni, deja ne amenință, preoții, oamenii, bețivi, cine vor veni cu bâte, cu ciomege și o să aveți probleme. Și ca să evităm scandalul, mai bine nu mai veniți. S-a mai întâmplat asta de câteva ori și atunci le-am spus, noi nu renunțăm. Fiecare să facă ce-l învață credința lui. Dacă preotul asta învață cu bâta, cu bota, treaba lui. Fiecare să acționeze conform credinței lui. Noi nu venim cu bota, nu venim cu măciuca, nu venim cu nimic, noi venim cu Biblia, noi venim, o să cântăm, o să ne rugăm, asta facem. Dacă ei au argumentele astea, dacă doar bota este argumentul lor, poftim să-l folosească. Dacă n-au alte argumente. Și, bineînțeles, lucrurile au luat o altă întorsătură și astăzi mulțumim lui Dumnezeu că acolo avem biserică. Și nu ne-am lăsat intimidați de argumentele unei credințe care se bazează doar pe violență, doar pe insultă, doar pe batjocură și așa mai departe. Care sunt argumentele credinței false, superficiale și violente? Și argumentele acestor oameni. În primul rând, ei spun, noi avem o credință istorică din moși strămoși, noi avem datinile noastre, noi avem bătrânii noștri, noi avem legea, evrei au pretenția asta că ei sunt buricul pământului. Că ei au inventat totul. Au uitat că Dumnezeu i-a lepădat, că la ora actuală ei sunt un popor lepădat. Da, Dumnezeu i-a lepădat, că de asta suntem noi neamurile, mântuiți astăzi, pentru că i-a lepădat pe ei. Va veni vremea când harul se va lua de la neamuri și Dumnezeu se va întoarce cu toată fața către poporul lui Israel și ei se vor pocăi. Dacă poporul Israel are nevoie de ceva acum, acest popor nu are nevoie de pace, acest popor are nevoie de pocăință.
De asta are, dacă mă rog pentru Israel, eu mă rog ca Israel să se pocăiască, să se întoarcă la Dumnezeul adevărat. Degeaba mă rog eu pentru pace, dacă ei continuă cu religia lor și cu tot ce s-a întâmplat acolo. Și se împlinește un an de când, da, s-au întâmplat tragedii extraordinare acolo, dar să nu uităm totodată desfrâul și dezmățul care era acolo pe 7 octombrie. Că aproape nicio țară nu se întâmplă ce se întâmplă în Israel vis-a-vis de toate destrăbălările și desfrâurile care au loc în lume. Din păcate. Dar revenind la noi, ei aveau pretenția că au un argument puternic, argumentul istoric, strămoșii. Noi avem pe strămoși, noi avem pe Iacov, noi avem pe Avram, noi avem pe David, noi avem. Poți să ai tu câți strămoși vrei tu. Dacă tu nu ai o credință autentică în Dumnezeu, dacă tu nu ai pace în inima, dacă tu omori pe alții, nu mai contează cine-i strămoșul tău, înțelegi? Nu mai contează cine-i tatăl tău, nu mai contează cine-i bunicul tău, dacă tu urăști pe fratele tău, dacă tu insulți, dacă tu nu ai răbdare, dacă tu nu ai bunătate, dacă nu ai blândețe, nu mai contează cine sunt strămoșii tăi. N-are rost să te lauzi cu strămoșii, cu istoria, cu trecutul. Nu are rost. Un alt argument al credinței false este argumentul juridic, să zicem așa, că ei vorbeau despre lege, noi avem legea, noi avem, uite, toate sulurile cărților sfinte sunt la noi, aici în Ierusalim, noi avem scribii noștri, cărturarii, noi avem toate astea, noi avem puterea, ei aveau puterea religioasă, puterea politică atunci, ei conduceau, ei erau fruntașii și aveau o putere, dar credința adevărată nu are ca argument puterea. Cine are puterea? Mai degrabă decât puterea religioasă, mai degrabă decât puterea politică, este puterea aceea să ții nervi acasă, să ții în stăpânire ura, să ții în stăpânire răutatea. Asta este adevărata putere. Nu aceea că lovești cu pumnul în masă, nu aceea că pui mâna pe piatră, nu aceea că ai legea, că aduci martori. Ei aveau puterea, puterea financiară, au plătit niște mincinoși ca să mintă în favoarea lor, au plătit oameni ca să strige tare, au plătit oameni și de-a lungul vremii, pentru că au avut puterea financiară, au avut puterea juridică, pentru că au avut puterea religioasă, oamenii aceștia au dominat mereu. Dar este o putere care este biruitoare, pentru că în tabloul acesta, da, e adevărat, Ștefan a murit. Dar adevăratul biruitor a fost Ștefan. Adevăratul biruitor este cel care a murit, nu cel care a rămas cu piatra aruncată. Nu cel care spunea, gata, am biruit, o biruință aparentă, pentru că e o credință a violenței, o religie a violenței și nu a păcii. Și apoi un alt argument pe care îl folosește credința aceasta falsă, superficială și violentă, este argumentul numeric. Adică noi suntem majoritatea. Religia majoritară. Credința celor mulți. Cei mai mulți cred așa. Și mie nu-mi pasă de ceea ce cred cei mai mulți. Chiar nu mă interesează de ceea ce cred cei mai mulți. Chiar nu mă interesează părerea majorității. Pentru că adevărata credință se uită în Biblie, se uită la Dumnezeu, se bazează pe o relație personală cu Dumnezeu și se uită ce spune Dumnezeu și ce spune Biblia. Că apoi alții strigă, că apoi alții spun, că apoi au chemat, au venit, au făcut complot acolo, s-au adunat oameni și oameni și zeci și sute și poate mii de oameni s-au adunat acolo. Faptul că erau mulți, argumentul majorității nu este un argument. Pentru că mii de oameni pot să fie rătăciți, mii de oameni sau milioane de oameni sau miliarde de oameni. E treaba lor unde merg și ce fac cei mai mulți. Dacă vrei să ai o credință adevărată, uită-te în Scriptură. Asta a făcut Ștefan. El n-a stat și n-a calculat, nu și-a făcut calcule politice, cine sunt cei mai mulți și hai să mă dau de partea celor mai mulți. Hai să vedem cine strigă mai tare.
Nu, el a spus, eu mă uit în Biblie, scrie asta, Iisus Hristos este împlinirea cuvântului lui Dumnezeu. Eu continui să cred ce spune Biblia. Eu nu cred ce crede majoritatea. Mie nu-mi pasă de ceea ce crede majoritatea. Pentru că acestea sunt argumentele, din păcate, și în zilele noastre. Argumente istorice. Noi venim din mod strămoș de 2000 de ani, noi venim. Deocamdată te-ai născut 20, 30, 40, 50, 70, 80 de ani în urmă, atât. Și contează ceea ce crezi tu și credința este ceea ce ești tu, nu cine au fost strămoșii tăi. Cine au fost ei? Dumnezeu cu mila, cu fiecare. Cine ești tu azi? Lasă-l pe David, pe Avram și pe Ștefan cel Mare. Ce ești tu astăzi? Ce fel de credință ai tu, personal? Ce ești gata tu să faci pentru credință? Lasă argumentele juridice, că noi avem puterea, noi avem influența, argumentul numeric, noi suntem cei mai mulți și unde merge toată lumea, o să mergem și noi și aici votează cei mai mulți așa. Nu contează asta, nu acestea sunt adevărate argumente pentru a avea o credință, pentru a urma o credință. Eu urmez o credință nu pentru că sunt mulți, ba Domnul Iisus spunea exact contrariul. Lată este calea care duce la pierzare. Largă este ușa care duce la pierzare și strâmtă este ușa care duce la mântuire, care duce în împărăția lui Dumnezeu. De aceea în această seară vreau să ne rugăm, ne rugăm pentru cei care încă nu l-au găsit pe Dumnezeu, cei care încă nu au adevărata credință. Dar să ne rugăm și pentru noi, că s-ar putea, din păcate, noi vedem lucrul acesta și se va accentua tot mai mult violența aceasta, chiar dacă nu e o violență și nu sunt pietrele astea, nu e o violență fizică, dar violența verbală. E trist să vii la biserică, să vezi oameni care te insultă, care vorbesc urât, care nu-și păstrează calmul, nu sunt blânzi, nu sunt buni, nu sunt iertători, nu sunt îngăduitori, oameni care sunt gata să calce în picioare pe alții pentru că nu cred ca ei, pentru că au alte convingeri, pentru că au alte păreri și e greu. Întreabă-te în această seară, fiecare să se poată întreba, să se poată cerceta ce ești gata să faci pentru credința ta. Pentru credință ești gata să mori sau să omori? Pentru credință ești gata să aperi adevărul sau să-l combați, chiar dacă tu vezi că nu ai dreptate? Pentru credință ești gata să iubești, să ierți sau ești gata să urăști, să îți manifesti violența? Ce ești gata să faci pentru credință? Și putem învăța de la Ștefan, adevărații creștini, adevărați copii ai lui Dumnezeu, sunt gata să moară pentru credință, sunt gata să apere adevărul și sunt gata totodată să iubească, să ierte chiar și pe cei care îi urăsc, chiar și pe vrăjmași, chiar și pe cei mai mari dușmani, chiar și în ultimele clipe ale vieții, pe cei care îi omoară, ei sunt gata să ierte și să iubească. Asta face adevăratul creștin, asta face adevărata credință. Ai tu adevărata credință? Ce fel de credință ai și ce ești gata să faci pentru credința ta? Ce ești dispus să faci pentru credința ta? Cum îți argumentezi tu credința ta? Cu pietre, cu răcnete, cu insulte, cu amenințări? Cu ce îți argumentezi credința ta? Care sunt argumentele credinței tale? Argumentele Domnului Iisus întotdeauna au fost blândețea, bunătatea, dragostea, iertarea, pacea și bucuria. Dumnezeu să aibă milă de fiecare dintre noi. Am vrea să ne ridicăm înaintea Domnului, să ne rugăm.